Bună ziua! Am avut azi prezenți în sala festivă a Colegiului Național Ioan Slavici, absolvenți care au reprezentat mai multe promoții, întâlniri la 10, la 20, la 30 și mai ales cei mai aplaudați au fost cei care au venit la întâlnirea de 55 de ani. A fost atâta emoție în sală, atâtea aplauze furtunoase, încât chiar cred că ziua de azi a fost așa un miracol, o întâlnire ca o minune. Mărturisesc că am văzut pe alei, în curtea școlii, încă din pauza mare, absolvenții în îmbrățișări, în schimburi de zâmbete și le-am și mărturisit că îi priveam așa, ca și cum aș privi un tablou al lui Botticelli, se numește Primavera. Parcă erau niște dansatori în grădina Raiului, într-o stare de armonie și de entuziasm general. Au fost aproximativ 240 de persoane prezente la această manifestare. Momentele artistice le-a asigurat corul Adagio. Am avut și un scurt istoric pentru a vorbi despre trecutul școlii noastre, realizat de către profesorul de istorie, Radu David. Am promovat într-un clip video și prezentul, doamna director adjunct Ionela Manda s-a ocupat de acest lucru și am avut o serie de alte momente emoționante și surprize pe care aș dori să le păstrăm așa, pentru noi, cu inocență, cu discreție și cu bucurie. O serie dintre absolvenții noștri sunt încă în legături afective cu școala și ne bucurăm că ne poartă numele mai departe. A fost așa un gest de recunoaștere și de recunoștință. Ne bucurăm că printre ei se numără și reporteri ai presei sătmărene de la Portal SM, așa că vă salutăm cu căldură!